Mare har și bucurie pentru sufletul meu, și sunt convins că nu numai al meu. Întâlnirea noastră cu Cuvântul lui Dumnezeu și mai ales cu promisiunea prezenței personale a Domnului nostru Isus Hristos, ori de câte ori ne adunăm pentru numele Lui. Acesta este punctul cel mai însemnat. Nu, chiar nici tema acestei predici, nici cadrul, nimic altceva nu este atât de important. Cât de important este cuvântul prin care El promite prezența Lui. El este prezent în acest cuvânt, El este cuvântul întrupat, nu doar cuvântul vorbit. Îți mulțumim din suflet, Doamne, că te aduni împreună cu noi și îți mulțumim că ne adunăm în jurul numelui și cuvântului Tău. Umple sufletul nostru cu prezența Ta și fă, Doamne, ca acest cuvânt pe care ne-l dai să devină trup și viață. Așa ai spus tu. Cuvintele pe care vi le spun eu sunt duc și viață. Așa să fie în viața noastră, prin Domnul Isus. Amin. Dragii mei, mergem într-o într împrejurare unică, absolut unică în istoria omenirii, dar, de fapt, nu doar puțin spus, unică, împrejurarea centrală a istoriei acestui univers, a tot ceea ce se întâmplă a pământului nostru, a istoriei vieții noastre personale. Este vorba de împrejurările nașterii Domnului nostru Isus Hristos. Și în cu această ocazie ne vom ocupa de un lucru de deosebită importanță. Tema noastră se uh, poartă titlul sau se intitulează Contul Fecioarei Maria. <laughs> și unii zâmbiți și spuneți, n-am știut că Fecioara Maria a avut un cont. Da, ea a avut un cont, așa cum și tu ai cont, și eu am cont. Și mai mult decât atât, vom descoperi că, de fapt, sufletul nostru este o trezorerie, este un, un seif în care noi adunăm valori. Și ce punem noi acolo, acolo e contul nostru. Am intrat într-o într-o împrejurare, într-o situație în care nu știam cum să rezolvăm o anumită problemă în familie la noi și cea mică ne-a spus că este foarte simplu. că o mașină, mergem la bancă, tot luăm de acolo bani câți ne trebuie și asta este tot, rezolvăm. Și noi, noi ne-am bucurat de dorința ei de a ajuta, însă știam în același timp că dintr-un cont nu poți să iei decât ce ai pus acolo și cât ai pus acolo. Acest lucru fiind adevărat, cu privire la finanțe sau lucruri materiale este și mai adevărat cu privire la banca sufletului, la visteria sufletului nostru, seiful sufletului nostru în care noi depozităm și de acolo extragem în anumite împrejurări diverse sume sau lucruri sau pe care le-am pus acolo și de asemenea că acest lucru se supune legii seceratului și semănatului, nimeni nu poate să secere altceva decât ce a semănat și cât a semănat. aceasta cred că ne este clară tuturor. Aș dori să mergem în Luca la capitolul 1, versetul 28 și să vedem cum încep depunerile Mariei în contul ei. Cum depune ea în contul ei? Îngerul Gabriel a intrat și a spus plecăciune ție care ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Versetul 29 spune tulburată foarte mult de cuvintele acestea. Maria se întreba singură ce putea să însemne. Ea vroia să înțeleagă ce fel de valoare este aceasta este depus în cont, depus în visteria sufletului sau de lăsat să treacă. Aș dori să fac o mică paranteză. Ne găsim între două riscuri. Unul de a cădea în idolatria legată de Fecioara Maria sau de Maria Fecioara și al doilea de a cădea în indiferența sau disprețul în care au căzut unii oameni. Fiecare ființă umană prin care a lucrat Dumnezeu este oglinda a Marelui Lucrător. Și, privind viața aceasta, învățăm ceva despre Dumnezeu. Cu această ocazie, vom învăța noi ce și cum trebuie să depunem în contul sufletului nostru. De unde urmează să extragem când va fi necesar lucrul acesta. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură, adică vreau să înțeleg ce îmi spui. Multă lume aude, puțină lume ascultă vreau să știu ce îmi spui, vreau să înțeleg valoarea acestor cuvinte. Același lucru îl găsim în dreptul lui Iosif mai târziu când este, intră în această criză de familie, teribilă criză, logodnica lui este însărcinată și în spatele însărcinării ei se prezintă o istorie cutremurătoare și el este extrem de tulburat, pe de o parte, ne dorim să facă un lucru nedrept și necurat, pe de altă parte, nevoind nici cum să se împotrivească unui plan al lui Dumnezeu, nu se grăbește să tragă o concluzie, nu se grăbește să iau o ci spune în versetul 20 din Matei, capitolul 1: Se gândea la aceste lucruri. Pe când? Se gândea, se gândea, nu s-a grăbit. Acum sunt situații în care cineva spune, ce te mai gândești, domne? Nu se vede clar despre ce poate fi aici la mijloc, nu se vede clar despre ce este vorba. Și totuși, chiar, chiar astăzi am văzut cum au, o echipă de, de domni, de cercetători mergeau pe un drum și au văzut o, o cerboaică, o căprioară lovită și căzută în câmp ceea ce arăta că a putut să mai meargă puțin, acolo a căzut. S-au dus acolo și au dat seama că decesul nu a lovitura aceasta nu a fost de mult timp și, ca să scurtez povestea, au operat-o și au scos puiul viu. Deci nu a aruncat o privire din aceasta superficială, dar au știu ce, am văzut despre ce este vorba, prin contrast cu a te gândi adânc la un lucru, a asculta tonul, însemnătatea, este diferență mare, dar noi trăim într-o vreme de mare superficialitate. Rezistența omului a scăzut dramatic. Un om nu mai poate asculta decât câteva minute sau și în acele minute puțin timp acordă el înțelegerii a ceea ce ascultă. În versetul acesta arată, în versetul 20 arată că Iosif nu a tratat lucrul acesta superficial sau la prima vedere, ci a spus stai, stai puțin, eu o treabă extrem de serioasă. Numele lui Dumnezeu este luat în discuție în locul acesta. Ce va face el cu lucrul acesta? Îl va așeza în visteria inimii lui sau îl va lăsa să treacă mai departe? E același lucru, este rodul acelui aș duc sfânt care lucrează și asupra Mariei și asupra lui Iosif și îl învață să strângă în visteria inimii lui lucrurile de preț ale lui Dumnezeu. Și aceasta ne învață și pe noi. În capitolul 6 din Evanghelia după Luca, Iisus ne spune despre existența acestei visterii a inimii. Și ne spune că există două feluri de visterii sau de trezorerii, cum să le numim, deci un, un seif al sufletului, un loc al sufletului în care depunem ceea ce reținem noi. Există o visterie bună a inimii și există una rea. Bisteria în sine nu e nici bună, nici rea, este neutră, dar în funcție de ceea ce conține și de ceea ce am pus noi acolo, ea este bună sau este rea. Când vom scoate din inima noastră cuvinte, hotărâri, acțiuni, înțelegere de un fel sau altul, noi nu vom putea să extragem de aici sau să scoatem din contul nostru decât ceea ce am depozitat aici, ceea ce am pus. Vă rog să urmăriți pentru că ne apropiem de enunțarea unui cuvânt cheie al învățătorii din această ocazie. Astfel că omul bun scoate lucruri bune din visteria bună, este clar, și omul rău scoate lucruri rele din visteria rea. Este, este împotriva firei, ar fi bazjocorirea lui Dumnezeu să depună cineva în visteria inimii lucrurile și după aceea să scoată lucruri bune. Unii Oamenii se pot îmbăta cu această speranță, se pot droga cu ideea că la un moment dat, într-o orice fel de situație, va scoate lucruri bune de acolo. Nu se poate. Atâta timp cât au fost depuse lucrurile acolo, nu se poate lucrul acesta. Sau poate cineva se teme că o, o să nu-mi gura pe dinainte sau să nu zic ceva. Nu, nu este cazul. În inimă au fost depus, depuse lucruri frumoase și binecuvântate de Dumnezeu. În fiecare zi noi depunem, depunem și în fiecare zi extragem din cont de acolo și folosim într-un lucru sau altul. Depinde ce depunem și depinde de natura înțelegerii valorilor cu adevărat. În versetul 5 din Roman, capitolul 2, Pavel spune că de fapt noi adunăm în această visterie a inimii o comoară. Fie cu binecuvântarea lui Dumnezeu, fie, așa cum spune în Roman 2 cu 5, prin refuzul nostru de a face deosebire între ce e bun și ce e rău și a pune în inimă ceea ce este bun și a lăsa să treacă mai departe ceea ce este nebun, cineva refuzând să ia seama la această lege a vieții, în Roman 2 cu 5, spune cu pietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, ce faci? Îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecății a lui Dumnezeu. O comoară de mânie prin împietrire. Probabil că n-ar vrea nimeni să scoată așa ceva din inima lui. N-ar vrea nimeni, dar dacă au fost depuse. Mulți oameni sunt convins că regretă vorba rea sau grea pe care a spus-o. Dar este prea târziu să regrete cineva după ce a dat drumul acestui cuvânt. Este o vreme când putem regreta și anume, înainte de a depune în visteria inimii noastre acest fel de lucruri. Acolo e momentul. Când, după ce a fost depus acolo. Mântuitorul nostru spune că din ceea ce este surplus, vă dați seama ce este acolo, dar este surplus, gura ajunge să vorbească. Gura nu o să te consulte pe tine când începe să vorbească. Ea va consulta ce ai depozitat în inimă și aceste lucruri le va spune. Cu pietrirea inimii tale prin care refuzi schimbarea, care nu vrea să se pocăiască, nu există, nu pot, nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua aceea. Acum, dragii mei, de o însemnătate extraordinară este cuvântul pe care noi urmează să-l învățăm împreună. Și anume, în Luca, la capitolul 2, versetul 17, Cuvântul lui Dumnezeu, În versetul 19, cuvântul lui Dumnezeu ne arată taina contului Fecioarei Maria. Maria păstra toate cuvintele acestea, toate cuvintele acelea pe care le-a spus Gabriel. Se gândea la ele în inima ei, acest lucru a deposea în contul vieții ei. Ea ținea cuvintele acestea. De ce subliniez acest cuvânt, cuvintele acestea și nu altele? Pentru că în jurul ei s-a creat o rețea cumplită de bârfe, de zvonuri, de imaginație a murdară a oamenilor și până în ziua de astăzi găsim reprezentanții acestei clase pe pământul acela. Cât va fi pământul, de fapt? Unii chiar care au purtat haină preoțească asupra lor sau pastorală. Și-au bătut joc mai mult sau mai puțin subtil de această cale, de Dumnezeu care a găsit cu cale să trimită pe Mântuitorul pe această cale. Și vreau să marcăm cuvântul păstra aceste cuvinte și nu acelea pe care le vorbeau oamenii. Ba mai mult a fost o situație în care însuși soțul ei a picat într-o cumplită îndoială și se pregătea să o lase pe ascuns, așa în privat, să nu o facă de râs în lume, dar pentru conștiința lui curată n-avea cum să rămână într-o astfel de relație. Și atunci a hotărât să înceteze. Nici pe acestea nu le-a pus ea la inimă. Nu. Ea a pus în inimă cuvintele pe care i le-a spus îngerul. Îngerul i-a spus lucrul acesta, vine de la Dumnezeu niciodată ea nu a vândut cuvintele care au venit de la Dumnezeu și au fost puse pe cuvintele care au fost puse de oameni. Nu știu dacă noi, ca persoană sau cineva în istoria lumii, putem vorbi de oricine vreți, a fost însoțit cu atâta adorare și cu atâta blam pe pământul acesta cum a fost însoțită ea, cea care a fost aleasă și binecuvântată de Dumnezeu cu chemarea aceasta prin har. Așa spune Sfânta Scriptură. Dar notați acest lucru. Ea păstra acest, aceste cuvinte în inima Pe celelalte le-a auzit, dar le-a lăsat să treacă mai departe. Așa cum vom învăța mai târziu. Mântuitorul nostru ne învăța că există două feluri de hrană. Una este hrană pentru inimă și alta este hrană pentru stomac. Hrana pentru inimă este depusă în contul visteriei inimii noastre, hrana pentru stomac își urmează cursul ei. Trebuie să facem distinții între aceste lucruri, pentru că aseară discutam cu cineva despre un caz medical înfiorător și dumnealui mi-a spus, zice, aici nu a lipsit nimic din punct de vedere al echipării biologice a corpului Dumnezeu a pregătit corpul ăsta să meargă departe. Problema a fost că uh, el a fost hrănit și otrăvit cu, acest, uh, cu aceste gânduri înveninate și negative, cu neiertare, cu această uh, continuă murmurare și nemulțumire care a dus la a pierde din vedere tot ce e frumos și binecuvântat în viață din cauza că a fost, uh, este ca un fel de de gust nepotrivit pus într-o mâncare atât de bună, nu mai are gust a dat un gust rău uh, la toată mâncarea aceasta Maria nu păstra vorbe de rând, n-a păstra vorbele publicului, n-a păstra vorbele familiei ei, n-a păstrat niciun fel de vorbă în sufletul ei cuvintele acestea le păstra ea în sufletul lui. pe celelalte le știa, dar nu le păstra ea păstra toate cuvintele acestea în inima ei Vă puteți imagina când au mers la recensământul acela și când a venit rândul lor și să-și scrie numele în cetatea lor, îi vede pe amândoi cel care, agentul care făcea recensământul și îi întreabă căsătoriți, da? Nu, noi suntem doar logodiți. Și el s-a uitat la ea lung și cu subînțeles cum adică, da, aceasta era situația. Nu putem să ne imaginăm în ce condiții a lucrat Mântuitorul întreaga lui viață sub această ciupercă atomică de de dispreț, de ură, de silă din partea oamenilor de bat, jocură, mai mult sau mai puțin volată. Ea a fost acolo, dar el n-a păstrat niciodată în inima lui astfel de lucruri. Este foarte înțelept și foarte important pentru noi să gândim adânc la acest cuvânt al lui Dumnezeu. E vremea să te întrebi și tu ce ții aici, ce ții minte, ce te, ce te animă în viață, cu ce hrănești sufletul tău. Maria păstra toate cuvintele acestea, nu pe acelea în sufletul ei. A venit un moment în care Mântuitorul, vorbind despre paternitatea lui Dumnezeu, el a adresat neamului aceluia această avertizare plină de dragoste și cu lacrimi uneori. Uite, nu știu dacă știți ce faceți, dar voi faceți faptele tatălui vostru. Problema nu este cu ce faceți, ci cu cine este tatăl vostru. Imediat, mulțimea aceea iritată, și rănită în mândria ei religioasă și denominațională, a, a returnat către Isus a ripostat pe loc. Noi nu suntem a, copii născuți din curvie. Sugerând sau arătând spre el. Am găsit lucrul acesta în, într-un într Cambridge Bible, într-un într comentariu al Bibliei de Cambridge. A, noi nu suntem născuți din desfrâu cum ești născut tu. Acesta, acesta a fost înțelesul lor. Iubiții mei, Iisus nu a păstrat un astfel de cuvânt. El avea un altul de păstrat și anume acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Pe acela l-a păstrat, pe acesta l-a lăsat să treacă sau l-a lăsat proprietarilor, oamenilor care îl purtau în, în sufletul lor. Mântuitorul nostru nu a căutat validare de la oameni. De aceea, cuvintele lor nu au însemnat pentru el o valoare, nu au reprezentat o valoare mai mare decât cuvintele lui Dumnezeu. El căuta recunoaștere și confirmare de la Tatăl Ceresc. Și, având acest lucru în suflet și în minte, Cuvântul lui Dumnezeu era păstrat în inima lui. Maria i-a dat această lecție extraordinară prin ea. A învățat el ca om. Era tot mai plăcut. Creștean în înțelepciune, creștean în statură. Prin ea a învățat ea conceptul acesta de a nu depune în suflet lucrurile otrăvitoare cu care diavolul deschide taraba înaintea noastră și ne invită să servim. De la ea a învățat lucrul acesta pentru că ea ținea în inima ei aceste cuvinte. Mai este un punct care ar trebui luat în considerare și anume. În momentul în care toată compania aceea de oameni din jurul ei bat jocorea și sugera faptul că e vorba de un incest, de un viol, de o formă de desfrâu și așa mai departe, spectrul, umbra aceasta proiectându-se și pe Iosif în același timp, tu nu ai cum să fii nevinovat, știi tu ceva? Ba, au fost chiar unii, unele, unele capete încoronate teologii care au spus că de fapt era al lui Iosif. Într-un mediu ca acesta, nu se dezvoltă sau nu trăiește bine sufletul unui om și ești obligat în momentul în care îți dai seama că influența mediului din jurul tău este cea care duce la ruina sufletului tău, ești chemat să schimbi mediul. Întâi la în lăuntru tău, schimbi mediul și apoi în jurul tău. Luca 1,39 Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți. În grabă. De ce? Avea nevoie de, o, de un alt mediu în care să fie. Imediat cum a ajuns acolo, nu a mai fost înconjurată cu vorba aia, știm noi ce s-a întâmplat, ne dăm noi seama ce a fost înconjurată cu altfel de cuvinte, Elisabeta. Luca 1,42, a strigat cu glas tare, binecuvântată ești tu între femei. De unde știe Elisabeta cuvântul ăsta? Că pe același cuvânt a spus îngerul Gabriel, de la același Duh Sfânt. Același Duh Sfânt a venit peste ea. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecului tău. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine mama Domnului meu. Observați ce diferență de mediu. Ea primește confirmarea că acele cuvinte pe care îngerul le-a spus izvorau din Duhul Sfânt, din același Duh, izvorând și cuvintele acestea. Și în reacție, în răspuns, în Luca 146, Sufletul meu mărește pe Domnul. Magnificat, știți frumusețea aceasta de cuvinte inspirate de Dumnezeu. Maria a rămas împreună cu Elisabeta cam trei luni până când sufletul ei s-a stabilizat și s-a fundamentat puternic pe acest adevăr al lui Dumnezeu. Întărită de compania Elisabetei, ea a putut să coboare din nou în lumea în care era. Aș dori să urmărim reacția Mariei când păstorii, au venit și au spus: Ni s-a arătat un înger. Am văzut așa, în versetul 19 din Luca 2. Maria păstra cuvintele acestea în inima ei. Păstorii s-au întors slăbind și lăudând pe Dumnezeu. Maria a văzut ce a produs în ei, a văzut ce roade a produs în ei descoperirea îngerului. Maria păstra cuvintele acelea, nu, altele, în inima ei. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă pașii sufletului nostru către înțelepciunea care vine de sus și care nu pune în inimă hrana care trebuie pusă în stomac și trimisă mai departe și nici nu pune în stomac hrana care trebuie pusă în inimă și trebuie păstrată, nu trimisă mai departe. Maria păstra toate aceste cuvinte. Care a fost însemnătatea păstrării acestor cuvinte? Inima ei urma să fie străpunsă de o sabie. Așa a fost profetizat. Numai păstrarea unor astfel de cuvinte în suflet o va ajuta să supraviețuiască străpungerea acestea. Dacă ea va aduna tot gunoiul înveninat al cuvintelor oamenilor și chiar ale familiei și a celor din prejur. Dacă va aduna așa ceva în sufletul ei, nu va supraviețui străpungerii săbiei pentru sufletul ei. Cuvintele bune pe care le adun și le pui în visteria sufletului tău și din care scoți și împarți cu lumea din tine, te vor salva în ziua aceea grea despre care vorbește Biblia, în ziua aceea de negură, de încercare adâncă. Niciodată nu-ți vor fi de ajutor bârfele oamenilor, bat jocura lor, sugestiilor și așa mai departe. Acestea nu te vor ajuta, dar dacă vei păstra în inima ta acele cuvinte ale lui Dumnezeu, acestea te vor ajuta. Isus este mânat de același Duh și a învățat prin mama lui acest fel de viață. Isaia 42, versetul 18. Asculta surzilor și priviți și vedeți orbilor. cine e orb dacă nu robul meu și surd ca solul pe care îl trimit? cine e orb ca prietenul lui Dumnezeu și orb ca robul Dumnezeu? Cum adică orb, surd? Ce? Despre ce este vorba? Da, sunt orb la rău și surd la rău și sunt Văzător văd foarte bine, 2020 văd foarte bine, când e vorba de bine, aud foarte bine când e vorba de bine și le strâng în contul sufletului meu sau al inimii mele. Cum s-a întâmplat asta, Doamne Iisuse? Cum se trăiește în felul acesta? Ai văzut multe, dar n-ai luat seama la ele. Ai deschis urechile, dar n-ai auzit. Isaia 42, versetul 20. Domnul a voit pentru dreptatea lui să vestească această lege mare și minunată să vezi răul și să închizi ochii, să auzi răul și să închizi urechile, să vezi binele și să deschizi ochii, să, vezi, să auzi binele și să-ți deschizi urechile și să le depozitezi în contul sufletului tău. Acesta era contul Mariei Fecioară. Iată apelul lui Dumnezeu. Dumnezeu a voit pentru dreptatea lui, pentru neprihănirea lui, pentru mântuirea și viața noastră să vestească această lege mare și minunată vezi binele și păstrează-l, închide ochii față de rău și așa, într-un cuvânt de-a dreptul, Pavel spune, e bine să fim proști în ce privește răul. Da, cineva poate să te considere prost. E mai bine să fii considerat prost în ce privește răul decât să fii considerat un expert și așa cum a spus Isus să-ți pierzi ființa. În versetul 22: Cu toate că Dumnezeu a căutat să facă acest, acest lucru, totuși, poporul acesta este un popor prădat și jefuit. Bucurile vieții dispar. Frumusețea dispare. Binele nu e prezent în momentul în care sufletul este plin cu veninul depus acolo din diverse lucruri cu care s-au întâmplat. Ați observat cât timp a zăbovit Iosif asupra acestor lucruri când au venit frații lui în Egipt? O clipă. Ia, voi v-ați gândit să faceți rău, nu sunt un inconștient, am văzut, am auzit, am închis ochii, am închis urechile, dar Dumnezeu am deschis ochii, am deschis urechile, de aceea sunt aici. Acesta este răspunsul. Totuși poporul acesta e un popor prădat și jefui și au consumat viața numai în, în supărări, în suferințe, în, ne, în lipsă de bucurie și de satisfacție. Toți zac înlănțuiți, oamenii care nu fac diferența aceasta și n-ascultă de legea aceasta a lui Dumnezeu în ce privește binele și răul, toți zac înlănțuiți în peșteri și înfundați în temnițe. Vă imaginați ce înseamnă lucrul acesta, să trăiești în această peșteră a răului continuă și să fii în această închisoare, închisoare a răului. Ce pericol este să aduni în sufletul tău ce n-a trimis Dumnezeu și să lași să treacă. ce a venit de la el, în timp ce aduni în sufletul tău ceea ce diavolul trimite prin cel de lângă tine sau prin, prin lumea în mijlocul căreia trăiești. Sunt lăsați de pradă, nimeni nu-i scapă, jefuiți și nimeni nu zice înapoi. Deși Domnul a vestit această lege mare și minunată prin care a spus: închide ochii când e vorba de rău, închide urechile când e vorba de rău, deschide ochii când e vorba de bine, pune hrana Sufletului de la Duhul Sfânt în inimă, pune hrana lucrurilor trecătoare acolo unde trebuie să treacă. Versetul 23 este un apel adresat direct nou prin cuvântul Scripturilor. Cine dintre voi însă pleacă urechea la aceste lucruri? E cineva? Mă rog să fiu și eu între cei care au luat seama la aceste cuvinte ale lui Dumnezeu. Am încercat și încerc pe drumul vieții să țin seama de aceste cuvinte. Nu este o luptă ușoară, dar este atât de binecuvântată, este atât de fericită, încât dacă vezi omului Dumnezeu că zâmbește în ultima clipă, așa cum chiar am primit vestea despre un prieten iubit, că acum a trăit ultima clipă, în urmă cu câteva ore, dacă vezi pe un astfel de om zâmbind, să știi că zâmbetul lui este legat de ceea ce a adunat în viață în inima lui, zâmbește înainte de plecare, îți mulțumesc, Doamne, pentru visteria sufletului. Cine dintre voi însă pleacă urechea la aceste lucruri? Cine vrea să ia aminte la ele și să asculte pe viitor? Doamne, așa cum a răspuns Isaia, iată-mă, trimite-mă. Amin.